Da? Stimați invitați, stimați reprezentanți ai mass-mediei, dragi colegi, este o zi deosebită pentru operatorul regional Raja Constanța și chiar dacă mă repet, îmi face plăcere să spun, să spun încă o dată, cel mai mare operator regional din România, cea mai mare companie publică cu capitalite egal de stat din domeniul din România și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est. Suntem astăzi într-un moment de bilanț, într-un moment de bilanț pozitiv, încă o dată, la finalizarea programului operațional sectorial de medie. Suntem onorați de prezența alături de noi, a domnului director general de la Ministerul de Fonduri Europene, Mihai Popescu, un om cu o expertiză deosebită în domeniu, un om care a pus umărul la tot ceea ce s-a făcut bun în domeniul fondurilor europene în România. De asemenea, doamna Silvia Puglia, care conduce organismul intermediar regional din domeniu și vreau să le mulțumesc pentru că personal, oamenii pe care îi conduc au fost alături de noi în această încercare grea de implementare, de ducere la bun sfârșit a programului operațional sectorial de mediu. De asemenea, sunt alături de noi reprezentanții din județean, domnul vicepreședinte Claudiu Palas, doamna secretar al Consiliului Județului, doamna Beru Ariana. Sunt alături de noi reprezentanții unităților administrative teritoriale, fără de care nu am fi putut să facem, să ducem la bun sfârșit acest exercițiu financiar, această încercare extraordinară. A fost un lucru în echipă, o echipă care a pus mai puțin de orice interesul general, o echipă formată din reprezentanții autorităților centrale, ai administrației publice locale și în care în mod fericit s-a integrat operatorul regional care a fost pornit îndeaproape implementarea acestui program. Vorbim de cel mai mare program operațional sectorial de mediu din domeniu în România. Valoarea totală a proiectelor la data semnării a fost de 1.451.363.622 de lei, echivalentul sumei de 337 de milioane de euro. 337 milioane de euro. Dacă discutăm de absorpția de fonduri europene, indiferent de domeniu, de axă, de mediu, de rutier, indiferent de care axă, este al cincilea program ca și mărime din România. Este meritul și poate că astăzi nu ne taxați lipsiți de modestie, este meritul tuturor, toți am făcut eforturi extraordinare să absorbim această sumă, să o implementăm, să ducem programul la bun sfârșit și România este mai bogată, respectiv regiunea noastră, Constanța, Iaomița, unde se referă, unde funcționează acest program, 337 de milioane de euro. Ceea ce este foarte important și trebuie reținut în această sumă, peste 56 de milioane de euro este contribuția operatorului regional. Deci în această sumă, peste 56 de milioane de euro este contribuția, sunt banii puși în program de operatorul regional. Bani care constituie cofinanțarea acestui program, bani pe care Raja i-a obținut prin contractarea unui împrumut de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, un împrumut luat în condiții extrem de avantajoase, dar este un împrumut care trebuie returnat. Aș vrea să subliniez acest lucru în fața dumneavoastră, stimați reprezentanți ai autorităților publice locale, stimați reprezentanți ai mass-mediei, că dezvoltarea are și costuri. Dar fără dezvoltare nu se mai putea. Starea precară a sistemelor de apă, canalizare, lipsa sistemelor de epurare, sunt lucruri despre care nu trebuie să mai vorbim. Știm cu toți.
dacă nu folosim acești bani europeni, dacă n-am fi folosit acești bani europeni, ne-am fi aflat într-o situație foarte grea, în care serviciul de apă, canal și epurare ar fi fost furnizat cu foarte multe întreruperi, ar fi fost un serviciu al cărui calitate ar fi lăsat foarte mult de dorit și, bineînțeles, ar fi avut de suferit populația. Vreau să spun că aceste 56 de milioane de euro trebuie returnate băncii și de unde se returnează? Din costul serviciului. Aș dori mai mult sprijin în a explica cetățenilor, acelor de bună credință care vor să înțeleagă explicațiile, că nu este un preț mare, 4,5 lei la un metru cub de apă. Vă spuneam, v-am spus atâtea ori, în Europa civilizată, în Uniunea Europeană, un cetățean consumă pe lună 3,93 metri cubi de apă, 128-130 litri de apă pe zi. Este statistică. Deci, cu prețul unui pachet de țigări, este asigurată apa necesară. Vorbim de 1000 de litri de apă, de cea mai bună calitate, extrași din adâncimi de la sute de metri, captați din adâncimi, aduși la suprafață, cu consumuri foarte mari de energie electrică, tratați sanitar. Să știți că apa de la robinet, ceea ce furnizează Vraja Constanța, este de o calitate superioară apei îmbuteliate. Și, în final, la etajul 10, prețul unui pachet de țigări ajunge apa necesară pe o lună a unui cetățean. Eu cred că este un cost absolut rezonabil. Proiectele la care mă refer și care, repet, însumează peste 337 de milioane de euro, au constat în mai multe grupe de contracte. Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța-Rovița, 238 de milioane de euro, executarea branșamentelor de apă și raporturilor de canalizare în regiunea Constanța-Rovița, peste 10 milioane de euro. Noi am venit în sprijinul unităților organizative teritoriale pe parcurs, așa o vom face și în Cuim, și am tot apreadat acest proiect. Canalizare menajeră în comuna Valului Traian, în valoare de peste 6 milioane de euro. Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pe regiunea Constanța este peste 49 de milioane de euro. A fost un adevărat domnul primar de la Pufita, domnul Planul Torbeanca, a fost un act eroic. Și vă mulțumesc pentru sprijin. Împreună am depășit. Ne-a nenorocit domnul primar de la Corbeanca. Avem o premieră națională. Corbeanca este prima unitate administrativă teritorială care are un sistem de canalizare vacuumat. Este o premieră tehnologică în România. Pe măsura ambițiilor domnului primar, îi vă asigur că o ținem în stare de funcționare și va fi un bun exemplu pentru toată România. De asemenea, aici vorbim și de reabilitarea stației de curare a apei uzate Pârie Sud, care a avut un parcurs foarte greu, știți cu toții, și am reușit să salvăm acest proiect. L-am votat din ISPA, din programele culturale preaderare în postul de mediu și am făcut și pe aceasta în valoare de 33 de milioane de euro. Deci presa, aveți la dispoziție toate aceste proiecte, mapa de presă care v-am prezentat. Aș vrea să vă spun că ceea ce ne deosebește pe noi de alte regiuni ale țării este existența litoralului Mării Negre, care impune foarte multe condiționalități de mediu obligatoriu a fi îndeplinite. Cei de la Apele Române, este aici domnul director general Cuzun, monitorizează zilnic calitatea apelor reversate în Marea Neagră. Vreau să știți că stațiile de epurare și stațiile de pompare ape uzate sunt sigilate de către DSI. Nu poate rupe operatorul sigiliu și să procedeze la epurarea în mare a unor ape necorespunzătoare din punct de vedere al calității. Vreau să știți că în Marea Neagră se depresează ape la fel de curate precum apa de la robinet. Ceea ce asigură un turism din ce în ce mai consistent litoralului Mării Negre, asigură
calitatea apelor de îmbăiere la nivelul cel mai înalt și toate acestea au fost posibile prin construirea și modernizarea a 16 stații de epurare. Vreau să știți că avem în regiunea Constanța, stații, nu numai, stații de epurare de nivel, ca și tehnologie, de nivel european, occidental. De fapt, toate sunt la nivelul tehnologiei de ultimă generație. Cea mai modernă stație de epurare din România, stația de la Efurie Sud, este cea mai modernă tehnologie care există astăzi în domeniul acesta. Avem Constanța Nord, prima stație din Europa Centrală și Vest care este acoperită și unde aerul este cu ghilimele de la rândul lui epurat. Pentru a nu răspândi în stațiunea Mamaia, un aer mai puțin plăcut turiștilor care vin să se îmbăiesc. Dacă mergem la Buftea, vom vedea același lucru, stație de epurare extraordinară. Mergem la Megidia. Vă asigur că stația de epurare de la Megidia nu este o bombă ecologică. Deversăm apa uzată, emisarul este canalul Dunărea Marea Neagră și acolo suntem monitorizați nu numai de compania Apele Române, suntem monitorizați și de canal. Stația de epurare de la Megidia este printre cele mai moderne stații din România. Direcțiile de sănătate publică. Compania Apele Române monitorizează zilnic. Zilnic. Iau probe de apă zilnic din ceea ce deversăm în diverse emisari, fie că este canalul Dunăre Marea Neagră, fie că este Marea Neagră însăși. Și vreau să vă asigur că suntem la vârf cu analizele. În sensul pozitiv. Deci vă asigur că și stația de epurare de la Megidia, împotriva unor opinii exprimate recent de unii oameni din județul nostru, este la nivel de ultimă generație, funcționează perfect, laboratoarele noastre prelevează probele din 4 în 4 ore, Direcția de Sănătate Publică prelevează probe zilnic, Apele Române le monitorizează de aproape. Și am pregătit aici pentru presă niște imagini reprezentative cu unele stații de epurare. Vreau să vă spun că serviciul de epurare costă. Serviciul de epurare costă, nu produce venituri pentru operatorul de apă și este o parte a serviciului de canalizare și epurare. Finalizăm acest program operațional sectorial de mediu, dar suntem deja cu un pas înainte. Suntem aproape de semnarea contractului de finanțare pentru Programul Operațional Investiții Mari, POIM, unde compania noastră, într-o muncă extraordinară, în ultimii ani de zile, a pregătit proiecte pentru regiunea în care operăm, proiecte care au căpătat girul diverselor instituții pe parcursul avizărilor și care, deci, suntem la o săptămână, două, de semnarea contractului de finanțare. Programul nostru POIM sumează peste jumătate de miliard de euro. Este o companie cu care cred că avem de ce să ne mândrim. Cu siguranță vom duce la bun sfârșit și Programul Operațional de Investiții Mari, în condiții foarte bune. Și aș vrea să le mulțumesc aici. Cred că este cel mai bun cadru colegilor mei de la Direcția de Dezvoltare și de Finanțare Europeană, care, cu toții, zi de zi, fără sâmbete, fără duminici, anonim, au muncit și au pregătit aceste proiecte și au realizat implementarea lor. Înainte de 89 existau mari șantiere, le știm cu toți, antreprize care erau specializate. Exista un cadru unic în care toți ascultau o comandă și în care marile proiecte erau sprijinite de toată lumea și se realizau ca mecanismul unui ceasul. Astăzi este mai greu. Întâmpinăm greutăți în obținerea unor avize și autorizații din ce în ce mai des. Întâmpinăm greutăți în realizarea operativă a licitațiilor. Din păcate, fiecare etapă de modernizare a mecanismului achiziților publice, de simplificare cu vreun de rigoare a acestui mecanism, a însemnat, de fapt, complicarea acestui mecanism.
Și am ajuns în situația în care România deține încă un record de nedorit ca o licitație publică să înceapă în ianuarie, să termine în luna mai anului următor. Din păcate, Uniunea Europeană nu așteaptă cu banii, ne pune banii la dispoziție. Exercițiile acestea financiare au niște termene foarte stricte de realizare și întâmpinăm foarte multe piedici, dar nu ne plângem, suntem aici ca să le depășim. Le mulțumesc încă o dată autorităților publice, centrale și locale pentru sprijin și cu siguranță vom reuși să mai aducem jumătate de miliard de euro în regiunea noastră. De fapt, dacă socotim de la instrumente structurale preaderate, socotim postul de mediu și socotim, adăugăm și POIM-ul, depășim un miliard de euro investiții din fonduri europene. E mult, e puțin, vă las pe dumneavoastră să judecați. Poate este momentul și poate cei care consumă actul media își doresc să mai audă și lucruri bune că se întâmplă în țara asta. Poate nu este cel mai reprezentativ act media jurnalul de la ora 5. Poate cetățenii s-ar bucura să afle că în țara asta să mai fac și investiții mari, că în țara asta se creează locuri de muncă, pentru că toate aceste proiecte au creat și creează locuri de muncă. Că în țara asta mai sunt și lucruri care se mișcă. Că mai sunt unii care muncesc în țara asta. Cred că eu, ca simplu cetățean, o sintagmă care este a ultimul 30 de ani, eu, ca simplu cetățean, îmi doresc să mai văd la televizor atunci când am timp să mă uit, că în țara mea se întâmplă și lucruri pozitive. Și în sufletul meu se creează un rating extraordinar când văd că în țara mea se întâmplă și lucruri pozitive. Vă mulțumesc, îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult și îi rog pe reprezentanții autorităților publice centrale și locale să adreseze celor prezenți câteva cuvinte cu acest. Domnul director general. Bună ziua! Doar câteva cuvinte am să vă spun. Am onorat să fim astăzi alături de beneficiarul nostru al programului operațional sectorial mediu 2007-2013. Este într-adevăr beneficiarul care vis-a-vis de axa prioritară numărul 1 a programului operațional sectorial are cele mai multe proiecte finanțate, 5 la număr. Ca valoare, de asemenea, este beneficiarul acțiunilor care are cea mai mare valoare finanțată din programul nostru. Este o onoare, cum vă spuneam astăzi, pentru noi să participăm la acest eveniment. Implementarea proiectului a presupus o serie de etape care au fost parcurse cu efort. Astăzi este o zi de fericire cu părerea mea. Sunt alte proiecte care încă nu au finalizat aceste proiecte, după cum știți, sunt fazate. Ce mi-aș dori eu de la asemenea beneficiar, mi-aș dori ca și în viitor programele finanțate prin fonduri europene sau nu numai, să depună același efort și să finalizeze investițiile, pentru că aceste investiții aduc un plus populației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule director general, vorbim cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. În primul rând, bună ziua, mă numesc Claudiu Pala, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Încep prin a-l felicita pe domnul Solei Felix. Mi se pare firesc să întâmple lucrul ăsta. Stăteam și mă uitam, am dat o masă cu privirea. Le mulțumesc în calitate de reprezentant al județului, primarilor care au venit efectiv la această festivitate și au trecut peste barierele politice. N-am nimic să mă ierte Dumnezeu pentru cei care reprezintă tehnicul din primăriile respective, dar cred eu că o astfel de investiții trebuie să depășească aceste bariere și să fim prezent și să lăsăm la o parte animozitățile, că sunt dintr-o parte, că sunt din cealaltă, pentru că, până la urmă, sunt convins că localitatea respectivă, chiar dacă nu e o întâlnire politică, aș vrea să precizez, beneficia și de contarea maximă pentru aceste investiții au primarii din localitate, indiferent de culoarea politică. Nu cred că merge în localitate și va spune primarul, cetățeanul, că a făcut investiția primarul X, care e PNL, PSD,
PMP sau ALDE sau alte, Raja și nici de cum că a făcut primarul. Toți sunt convins că au făcut primarii și beneficiari sunt cetățenii din localitate. Trecând peste toate aceste aspecte, repet, personal le mulțumesc și reprezentanților tehnici ai acestor primării, dar pentru, au dovedit încă o dată că au reprezentat ceva pentru comună, cei care au primarii de primiși la reprezentare la această întâlnire. Acesta este punctul meu personal de vedere, nu din alt motiv. Investiția de care, care asta va fi preluată de către Consiliul Județean, clar că este, de este cu plus pentru județul Constanța, să dea Dumnezeu să avem la fiecare județ astfel de atâtea fonduri absorbite pentru indiferent orice altă investiție. Sunt convins că noi, sau noua conducere a Consiliului Județean știe să gestioneze aceasta și vom avea grijă de aceste bunuri care ne vor fi predate în proprietate și vom ști să le gestionăm cu, în mod corespunzător. Și nu vor fi lăsate să ne trezim peste un an de zile sau doi ani de zile că sunt în paragină și să ne se reproșeze acest lucru că ne-am bătut joc de aceste fonduri. Să fie cât mai multe astfel de investiții, cel puțin doresc celor pe această linie, ținând seama că ne aflăm în Raja, în județ. Și cred că este foarte important ca să, ce spune vorba aceea, să dăm cezarul ce al cezarului, să recunoaștem caritățile celor care au fost implicați în acest lucru, reprezentanților Raja și, bineînțeles, primarilor, fără de care această investiție nu se putea, știți foarte bine, nu se putea realiza dacă primarii din localități se puneau travers. Am auzit mai devreme că se obțin greu avize. Proastă abordare a celor care blochează astfel de investiții și încearcă să negocieze traiul cetățenilor din localitate pentru un aviz sau altul, ținând seama că acele investiții care se fac în localități sunt pentru cetățeni. Cei care au dat și au răspuns cu ceritate solicitărilor pentru astfel de investiții, le mulțumesc și felicit pentru că au înțeles că această abordare este mult mai sănătoasă decât a întârzia 3-4 luni de zile o hârtiuță care nu pot să o dau că nu-mi place de fața lui X sau lui Y. Știu ce înseamnă blocarea unor investiții, am fost prefect în județul acesta, știu ce înseamnă blocarea de altor primari de alte culori politice, autostrăzii, Constanța, Cernavodă și de asta vorbesc în cunoștință de cauză că este o abordare greșită. Sper ca pe viitor să trecem peste aceste animozități și să susținem astfel de investiții în localitate, indiferent din partea, în județ, indiferent din partea cărui primar sau ales local vin și culoarele politice. Este foarte important, iar această investiție dovedește că se poate în Constanța o lucrare a autorităților, indiferent de acest lucru. Nu vreau să supere invitații noștri din celelalte județe, dar vorbesc, când mi-am permis să vorbesc doar pentru Constanța. Vă mulțumim oricum și dumneavoastră pentru modul în care ne-ați sprijinit ca să fie un tot unitor această investiție. Vă mulțumesc mult și mă succes să-mi văd mai bine. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. Îl rog în continuare pe domnul primar al orașului Buftea, un oraș în care noi am ajuns mai puțini ani în urmă, dar în care cred că prezența noastră s-a făcut simțită pozitiv pentru cetățeni. Domnule președinte, Felix Troie, domnule vicepreședinte, domnilor directori, stimați colegi, onorată asistență, cu ocazia acestui moment important pentru orașul Buftea, dați-mi voie, domnule președinte Felix Troie, să vă mulțumim pentru sentimentul de mare familie pe care ne l-ați insuflat, familia Raja Constanța. Vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat în orașul nostru și în calitate de reprezentant al orașului Buftea. Dați-mi voie să vă dorim sănătate, putere de muncă, competență și să duceți cu aceeași pasiune lucrările pe care doriți să vi le desfășurați în continuare. A fost un obiectiv foarte mare și vreau să vă spun că a avut și un impact major asupra mediului înconjurător, dar și asupra calității vieții beneficiarilor și mă refer la cetățenii orașului Buftea. Dacă inițial numai 77% din locuitorii orașului Buftea erau branșați la sistemul de apă și numai 50% la sistemul de canalizare, astăzi depășim peste 95% și asta se datorează operatorului Raja Constanța, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, cărora le mulțumim pentru rigoriozitatea de care au dat dovadă în implementarea acestor proiecte.
Obiectivul de investiții care s-a derulat în orașul Buftea s-a numit reabilitarea extinderea a sistemului de apă și canal în localitatea noastră. S-au făcut reabilitarea 19 km conductă de apă, 33 de km extindere conductă de apă, 45 de km canalizare, stație de captare și tratare a apei, stație de epurare nouă, așa cum spunea domnul președinte, care poate deservi 500 de mii de locuitori, 5 puțuri reabilitate și automatizate, 8 puțuri furate, 13 stații de pompare ape uzate. O adevărată industrie s-a realizat în orașul nostru și astăzi legea ne permite, după recepție, legea 51/2006, să preluăm în domeniul public al localității aceste investiții și vreau să precizez că acestea rămân locuitorilor orașului, nu le ia nimeni acasă. Da? Deci ce se realizează în localitățile respective, în localitățile colegilor mei, rămân ale localității și asta trebuie să înțeleagă locuitorii vis-a-vis de ce spunea domnul președinte, vis-a-vis de prețul apei. Știți foarte bine că este o condiție la semnarea contractului de finanțare, tarifarea. Dacă noi nu înțelegem că acești bani, 56 de milioane, cum spunea domnul președinte, trebuie să se întoarcă înapoi, nu am reușit nimic. Nu mă erigez în avocatul nimănui, dar vă spun situația din localitatea noastră, unde oamenii uită foarte repede. Dacă la început aveam 0,2 concentrație de mangan, acum avem 0,04, oamenii spun, sau chiar nu sunt mulțumiți. Da? Ideea este că trebuie să încurajați acești oameni care doresc să facă ceva și să-i încurajăm pentru că pot beneficia și alte localități de susținerea și ajutorul dânșilor. Dacă pe 29 mai 2014 semnam contractul de finanțare, iată astăzi primim în localitatea noastră, în domeniul public și privat, această investiție. Vă mulțumim tuturor pentru ce ați făcut pentru orașul Buftea și vă asigurăm de tot sprijinul în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Vă rog pe doamna Sofia Buftea, reprezentanta Ministerului, de asemenea să ne adreseze de câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule director general, și ca de fiecare dată când mă aflu aici, alături de echipa Raja Constanța, cu atât mai mult acum alături de dumneavoastră, membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, spun cu toată sinceritatea că și eu și echipa mea suntem mândri că în România există un asemenea operator regional, că în România există o atât de bună conlucrare între operatorul regional și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Și ne dorim din suflet ca și pentru următorul proiect, următoarele proiecte, că așa ne-ați învățat, nu cu unul, cu mai multe, pe perioada de finanțare a Programului Operațional de Infrastructură Mare, POIM, 2014-2020, cu perioada de grație 2023, să aveți aceleași succese. Eu aș dori doar două vorbe să citesc, că, mă rog, indicator realizați pe un singur proiect, nu pe toate câte le-ați avut. 208 km rețea apă potabilă, extindere și reabilitare. 310 km canalizare. Deci discutăm de kilometri aici, nu discutăm de lucruri mărunte. 13 stații de epurare, noi sau reabilitate. Și așa mai departe. Deci ați înțeles foarte bine că finanțarea era pe infrastructura de mediu și din acest motiv proiectul dumneavoastră a avut succes. Proiectele dumneavoastră au avut succes. Pentru perioada următoare vreau să subliniez că finanțarea se bazează pe acele proiecte care oferă continuitate și rezultate, care oferă creștere economică și solidaritate.
Așa că vă rugăm foarte mult să continuați în aceeași manieră. Și încă o dată mulțumesc și succes! Vă mulțumesc, doamna director. Vă rog în continuare pe domnul primar al orașului Năvodari, domnul Chelaru, să ia cuvântul în cadrul acestui ședințe de urgență. Orașul care sărută mare. Mulțumesc. Vreau să știți că este important ca pentru fiecare primar să fie și o altă opinie. De ce? Pentru că vreau să înțelegeți că la momentul acesta noi venim să consfințim un proiect foarte important. Dar, de fapt, pentru fiecare primar, nu momentul acesta este important. De ce? Pentru că în implementarea pe POIM avem un alt proiect foarte important. Și acest proiect este blocat. Este blocat de anumite interese care nu fac decât să dezamăgească atât pe noi toți primarii care suntem alături de Raja și de faptul că a implementat un proiect de 330 de milioane de euro. Deci a dovedit că poate să facă acest lucru. Toți primarii din tot județul la momentul ăsta stau după un singur primar pentru a încerca să-l convingă să dea drumul la un proiect de 600 de milioane de euro. Aici e necazul și problema noastră. Deci, la Năvodar, 7 milioane de euro ar trebui să vină pe noul proiect, POIM. Nu poate să vină din cauza unor negocieri, așa cum a spus domnul vicepreședinte. Nu e bine să nu creăm și o anumită presiune mediatică pe oamenii care își negociază semnăturile. În fiecare zi, la Năvodar, am întâlnit cu oameni care mă ceartă pentru faptul că director de la Raja îmi dau tot termenii diferite pentru noul proiect POIM. Acest lucru trebuie să știm toți. Și vă spun, toate aceste lucrări implementate, tot acest frumos proiect, vă spun sincer, a trecut. Deci, este în funcționare de nu știu câți ani. L-am preluat și eu ca primar. Sunt mulțumit de el. Mergem mai departe. Unde am ajuns? Am ajuns într-o situație în care actuala conducere, care a făcut dovada că pot să aducă banii pentru județ, nu pot să meargă mai departe. Și lucrul ăsta cum să spun eu, mă face să fiu cât mai dezamăgit de modul în care unii înțeleg să facă politică. Pe de altă parte, vă spun, domnule director, cu toți banii pe care dumneavoastră îi aduceți, sunt puțini pentru județul Constanța. Județul Constanța are nevoie de cât mai mulți bani, de aceea este necesar noul proiect pe care îl aveți în implementare, dar să știți că nu trebuie să vă opriți aici. Sunt puțini bani pentru, cel puțin pentru Năvodari. Și sunt 7,7 milioane euro. Sunt puțini pentru ce are nevoie orașul meu și orașul tuturor colegilor și prietenilor mei primari aici de față. De aceea, cer o responsabilitate cât mai mare și din partea celor care pot să deblocheze noul proiect POIM, da? Și felicitări dumneavoastră, domnul Ostroie, dar și echipei dumneavoastră, că fără echipa aceasta de la Raja nu putea să faceți. Iar acest lucru nu face decât să-mi dea mie șansa să cred că putem să facem cât mai multe lucruri bune pentru Năvodar și pentru, bineînțeles, județul nostru. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc, domnule primar! Nu aș vrea să dezvolt sentimentul de amărăciune pe care și eu îl încerc față de atitudinea unor reprezentanți ai administrației publice locale de a pune interese de grup personale deasupra intereselor cetății. Dar, din păcate, așa este. De asemenea, domnule primar, vreau să vă spun că, așa cum preciza și doamna Silvia Buclea, acesta este începutul. Așa am început și programul operațional sectorial cu un singur proiect și am mai adăugat încă 5.
vă promit că pentru orașul Năvodari, pentru orașul Năvodari și pentru, atenție, și pentru toate unitățile administrative teritoriale care arată interes și doresc să conlucrăm, vom dezvolta proiecte suplimentare. Am dezvoltat proiectul Buftea Corbeancă. Am dezvoltat proiectul pentru Valul Traian. Vom dezvolta pentru Năvodari, pentru că Năvodariu este condus de oameni serioși care cu responsabilitate reprezintă interesele cetățenilor. Vom dezvolta pentru Limanul. Aș vrea să mulțumesc domnului primar Georgescu Dan, un om de excepție, calitatea excepțională umenească. Toți acei primari care doresc, care au ce să dezvolte, le vom acorda tot sprijinul, astfel încât să dezvoltăm acest proiect, să-l upgradăm și să aducem bani în unitățile administrative teritoriale. Bani care rămân concretizați în investiții benefice cetățenilor. Conducătorii vin și pleacă, unitățile administrative teritoriale rămân și trebuie ca acolo oamenii să trăiască în condiții cât mai civilizate. Ori esența civilizației o reprezintă apa, canalizarea și epurarea. Îi rog pe colegii mei să manifeste toată solicitudinea față de solicitările unităților administrative teritoriale pentru a dezvolta acest proiect în continuare. Stimați reprezentanți ai administrației publice, stimați reprezentanți ai mass-mediei, dragi colegi, ar fi multe de spus despre acest proiect. Eu sunt tare fericit că am reușit cu bine să-l implementăm. Nu am nicio emoție ceea ce privește implementarea programului operator în infrastructură mare. Și cu siguranță îl vom upgrada pentru Năvodari, pentru Limanul, pentru Corbeanca, pentru Onești, pentru toți cei care, pentru Ovidiu, pentru toți cei care sunt interesați de acest proiect, pentru oamenii pe care îi conduc. Vă promit că ne vom mișca cu viteză maximă, dumneavoastră să ne dați avizele și hotărârile de Consiliul Local în termen legal și facem treabă. Apele Române sprijină, dau toate avizele necesare. Dacă aș avea așa un motiv de supărare pe Apele Române, supărare între ghilimele, e că sunt extrem de exigenți cu calitatea apelor deversate în emisari și rog pe toți reprezentanții oatărilor să stea liniștiți că nu există bombe ecologice pe litoral. Primul care garantează cu capul este domnul director general. Nu sunt bombe ecologice. Sunt figuri de stil folosite așa ca să impresioneze în anumite situații. Eu vă propun acum să mergem mai departe în cadrul acestui colegii de la dezvoltare, în cadrul acestui program și să mânăm. Deci, așa arată un protocol de predare primire. Este un moment la care ne-am dorit foarte mult să ajungem. Toate unitățile administrative teritoriale care au venit de investiții vor primi acest protocol. În spatele lui stau metri cubi de documente și documentații tehnice. Sunt investiții care le puteți vizita și vă rog să solicitați să le vizitați. Le puteți vedea în funcțiune. Puteți cere informații și buletine de analiză despre activitatea lor. Noi vom manifesta o transparență totală. Acesta este protocolul de predare-primire a investițiilor realizate prin programul Plătăran Sectorial Mediu de către Raja Constanța și Județul Constanța. Domnule vicepreședinte, Județul Constanța este mai bogat astăzi. Asta e însemnat de mine? Să nu fie invers. Eu zic că e bine, nu?
Am vrut să facem această festivitate afară, dar a venit ploaia. Ștampilă, de ce trebuie. Doamne, vale. Canalizarea vacumatică, dragi prieteni, e vorba de diametru conductelor de canalizare. Sunteți obișnuiți cu diametrele acestea mari. E bine o tehnologie suedeză extraordinară. Atât este diametrul conductei de canalizare. Înseamnă costuri de operare mult mai mici. Înseamnă siguranță în exploatare extraordinară. Dar e o automatizare extrem de complexă și trebuie să educăm populația să o folosească. Nu mai merge să ajungi la canalizare capul de porc care nu-l folosești, etc. Aici. Dar el nu-i scump acolo la porc, că nu se poate face numărul. Da. Domnul primar. Mulțumesc în numele comunității noastre pentru aceste investiții. Vreau să vă spun că în orașul Ovidiu, prin intermediul acestor investiții, gradul de poluare astăzi, pe ceea ce înseamnă lac Sud-Vior, este zero. Și nu exagerez deloc. Au fost realizate trei stații în apropierea lacului Sud-Vior. Când spun un milion de euro, un miliard de euro investiții totale Raja, este într-adevăr o sumă colosală și trebuie să recunoaștem acest aspect. Sigur că da, strict pentru comunitatea noastră, vorbim de 2 milioane de euro, nu miliarde să mă greșesc, 2 milioane de euro, total investiții pe axa veche, ceea ce se numește și ne dați în privire, în administrare, dar urmează investiții noi, așa cum spuneați, pe care locuitorii le așteaptă, indiferent de opțiunea politică, trebuie să vorbeam mai devreme puțin de opțiunile politice, locuitorii Oadeurilor le așteaptă, pentru că apa, până la urmă, nu trebuie și nu are valoare politică, într-adevăr, pentru că vedem investițiile realizate. Dau un singur exemplu, satul Poiana va fi, în perioada următoare, pe axa nou, branșat pe tot ceea ce înseamnă rețea de apă și canalizare, iar o investiție de peste 2 milioane de euro, așa că sunt investiții benefice. Eu dau un singur exemplu ca să vedeți, apropo de munca primarilor și a comunităților și de ceea ce spuneați dumneavoastră ca și apel către Oradeul, către primari. O investiție de genul acesta nu se putea face pentru că Raja nu avea terenul, primăria nu avea terenul disponibil. Dau exemplu satului Bălăgi. Am apelat la oamenii din comunitate, la fermieri, care au înțeles și le-am spus, domnilor, faceți un act de donație. Donați 300 de metri, 400 de metri pentru o stație de acest gen, pentru că vrem să aducem apă și canalizare în sat. S-au găsit soluții, orică a fost donație, orică am găsit o soluție să facem noi schimb mai departe cu proprietarii, tocmai pentru a merge mai departe investițiile. Și acest exemplu de bună practică ar trebui, bănuiesc că peste tot sunt probleme de genul acesta, nu cu simplu, gata, închidem, nu vrem să colaborăm, nu găsim soluții. Dar vă mulțumesc încă o dată, și putem să dezvoltăm proiectul de la Ovidiu, avem toată deschiderea. Domnul primar.
Vreau să-i mulțumesc domnului primar de la Hârșova, OAT Hârșova, evident reprezentată de domnul primar Viorel Ionescu. Este un exemplu de colaborare între operatorul regional și unitatea administrativ teritorială. De asta lucrurile au mers bine și vor merge în continuare foarte bine în ceea ce privește această dezvoltare de mediu la Hârșova. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc și eu și vreau să vă spun, vreau să știe, să punem o lucrătoasă, chiar dacă nu sunt jumătate de dumneavoastră, privind implementarea proiectului de extinderanție de canalizare prin PNDL, Proiectul Național de Dezvoltare Locală, prin care vom trage canalizare și într-un statut cu 4 ani. Cu singură rugăminte de domnul primar, să continuăm la fel ca până acum. Vă mulțumesc. Doamne așa. Al doilea? Doamna primar, vă mulțumesc foarte mult. Ne-am străduit să rezolvăm lucruri în Sândărești și în continuare vă la fel de dedicat acestui oraș. Și noi mulțumim. Valoarea investiției în orașul Sândărești este de 150 de milioane de lei. Investiții care nu au fi suportate de bugetul local, iar orașul Sândărești este beneficiar și de la unui proiect, OIM, și sper ca și acest proiect să fie dus la sfârșit cu succes cu acolo și acest. Vă mulțumesc. Domnul primar de la Copacin? Prezent. Păi, domnul primar. Chiar dacă durează un pic, sunt momente așteptate. Din păcate, nu în toată țara lucrurile sunt duse la bun sfârșit în acest program operațional sectorial. De aceea, dacă am făcut treabă, trebuie să stăm un pic să semnăm protocolul. Domnul primar, vă felicit, vă mulțumesc și în continuare suntem lângă dumneavoastră. Vă așteptăm. Respect. Vă ferim de dumneavoastră. Vă ajungem la sesiunea de întrebări. Optim? De întrebări tehnico științifice. Orașul cumpăra, da? Că nu e ca un oraș? N-am exagerat de ori. De la Valul lui Traian? Și eu mulțumesc mult de tot. Valul lui Traian mi-a sprijinit foarte mult și am făcut și un proiect suplimentar pentru Valul lui Traian. Respect. Corbu? Și la cafea. Tecchi Giulia în sală? Amin.
colegilor, voi ce ați făcut până acum? Ați făcut prezența, nu știți cine? Domnul primar. Domnul primar. Hai să facem stațiune, Liman. Cel puțin vom avea chestii și 2 mai, o să facem stațiune. Da, neapărat. Mulțumesc și mersi. Da. Cine sosește, o să aibă proiecte suplimentare? Fierbinți. Las fierbinți. La fierbinți, Iulei, la televizor? E, mă, unde e la fierbinți? Ferii. Ferii. Cum s-a ajungat la fierbinți? Cine? Ferii asta. Ferii? Nu, nu, era bine să fie. Deci, acest proiect, acest proiect care sumează 507 milioane fără TVA, 600 de milioane cu TVA, este deschis în continuare. Toate unitățile administrativ-teritoriale care doresc să beneficieze de acest program, noi le așteptăm în continuare. Vom dezvolta aceste proiecte, avem sprijinul Ministerului Fondurilor Europene și o să facem treabă. Dar important este, știți cum e treaba aia, o să vrea și baba să treacă stradă. Da? Și acum, ce n-am putut? Este? Da? O, domnul viceprimar, șerif! Ce faceți, domnul viceprimar? Orașul Cernavod are în continuare nevoie de mult sprijin. Și vom acorda. Pentru dezvoltarea sistemului de canalizare. Sunt ultimii bani europeni. Și acum e mai întrebări. Eu am două întrebări, dar foarte scurte. Da. Prima, spuneți-mi dacă mesajul dumneavoastră către primarii care nu v-au acordat sau nu au dorit să vă acorde sprijinul în aceste proiecte foarte importante, este un mesaj pe care îl lansați către acești primari sau către primari și a doua întrebare, spuneți la acum, deci, este vorba de un proiect care, în principal, începe la Megidia și merge până la Vama Vechi. Nu este un secret pentru nimeni că datorită schimbărilor climatice care au avut loc în ultimele 10 de ani, orizontul pânzei freatice pe care o putem capta și trebuie să putem după calitate, a scăzut în continuu. Din păcate, regiunea Dobrogea nu este o regiune care să fie străbătută de fluvii și râuri și principala resursă este resursa subterană. Resursa subterană care nu este proprietatea vreunui boateu, este proprietatea statului român, oriunde s-ar afla ea, în orice județ, în orice regiune geografică, în aria oricărui oraș, comună, municipiu. Și ne-a binecuvântat Dumnezeu pe noi, pe români, cu un imens rezervor de apă subterană, de calitate excepțională, care principalul acvifer este în zona Megidia-Cernavodă. Repet, este proprietatea statului român, ca și compania de apă, care este proprietatea statului român. Nu este o companie multinațională, nu este o companie privată, o să o spun pentru a 2748-a oară, este o companie publică cu capital integral de stat.
este proprietatea a 34 de unități administrativ-teritoriale, se pot consulta care sunt acestea la Registrul Comerțului. Și trebuie să ducem această apă, să o captăm și să o transportăm printr-un apeduct, o investiție care este comparabilă cu marile investiții ale anilor 70-80, să o ducem de la Megidia, să trecem prin principalele unități administrativ-teritoriale până la Vama Veche, astfel încât să asigurăm în următorii ani, fără emoții, necesarul de apă, necesar activității cotidiene și, de asemenea, necesar dezvoltarea activității politice, o resursă, cea mai importantă resursă de dezvoltare pentru județul nostru. Întâmpinăm greutăți pe care îmi doresc să le depășim la capătul acestui, punctul de plecare al acestui proiect, în rest toate UAT-urile au dat actele normative necesare. Sper să reușim să convingem și municipiul Megidia și aș dori aici să rog pe reprezentanții unității administrației publice centrale să intervină, astfel încât să nu periclităm acest proiect. Cum este afectat proiectul? Păi este afectat că nu va fi. Deci în întregimea lui este sigur că da. Păi dacă nu există punctul de plecare, dar acolo trebuie captată apa. Dar ce justifică el, domnul? Prima dată a zis că doar atât ne-a mai rămas, din unii se le fure apa. Nu este adevărat că doar atât i-a mai rămas. Poftim? Ia a lui? Păi nu e a lui, este a statului român. Tot ce este în subsolul țării este proprietatea statului român. După ce s-a terminat această, doar atât ne-a mai rămas, din unii se le fure apa, ieșiți la luptă, dragi cetățeni, cetățenii săraci. Nu prea ieși la luptă, dar îi păcălești ușor. Acum, consilierii, Consiliul Local, care reprezintă orașul Megidia, local, au avut inițiativă, conform legii 215, au avut inițiativă și au exercitat inițiativa legislativă în cadrul Consiliului Local, drept pentru care au fost categorisiți că sunt niște, iertați-mă, știți cum, că știți pe Facebook, trădători, vânzători și a început acum o campanie de strângere de semnături să se dizolve nenorocitul de Consiliul Local. Dar pentru individul ăsta nu se poate solicita asta o expertiză psihologică? Poate fi sancționat într-un fel sau... Păi, acum nu mă întrebați pe mine, cred că ar trebui să întrebați pe domnul director general. Eu zic că e păcat să nu luăm bani europeni, să rezolvăm niște probleme, știind că nu vom avea foarte mulți bani naționali și mai ales știind că toate, capitolul de mediu este cu conformare. Am spus-o de atâtea ori că este cu conformare, înseamnă că dacă nu vom îndeplini obiectivele asumate prin tratatul de aderare, vor plăti UAT-urile amenzi zilnice până la conformare între 3.400 de euro până la 130.000 de euro. Din păcate, ne confruntăm cu această problemă ridicată în mod real de domnul primar Chelan. Cum pot autoritățile centrale să intervină în problema de la Megidia? Întrebăm pe domnul director, care nu a spus. Domnul Popescu. Da, este greu de spus cum putem interveni noi în autoritățile centrale la nivelul autorităților locale. Chiar nu știu să vă răspund. Nu, numai la această autoritate. Ce aș putea eu să adaug față de spusele domnului director general, că aceste proiecte finanțate prin fonduri europene, pe lângă pentru implementarea lor, au o costumie de timp, în care este, din păcate, limitat. Disponibilitatea fondurilor europene pentru această perioadă de programare 2014-2020 este cu acea perioadă de reacție, anul 2020 cu anul 2023. Deci, practic, un proiect de o asemenea valoare trebuie implementat destul de repede, iar constrângerile implementării unui proiect de investiții în general, nu neapărat în sectorul de apă și apă uzată, sunt destul de mari, mai ales un proiect de o asemenea valoare. Fapt pentru care, eu ce pot să vă spun astăzi este că, practic, această perioadă de implementare efectivă fizică a proiectului trebuie să demoreze cât mai repede. Dacă se dorește finanțarea lui cu fonduri europene. Scuzați, există un plan B? Dar totuși nu... Există un plan B,
Este un plan B, l-am discutat cu domnul viceprim-ministru Paul Sănescu când a venit în vizită în județ și ne vom mișca cu viteza sunetului de expropiere în interes național a acelei suprafețe de teren pe care trebuie să o pună la dispoziție. Dar de ce trebuie să se ajungă până aici, domnule? Nu știu, doamne. Deci există o da, este o soluție de avarie care va... Știți, domnul director, cât la sută din municipiul Medgidia are canalizare sau... Nu e tot canalizat. Nu este tot canalizat și... Eu n-aș vrea să intru, pentru că ziua de astăzi nu este dedicată politicii. Și aici suntem cu toții, eu sunt reprezentantul operatorii regionali. Avem primari din toate partidele politice. Hai, presa, să rămânem noi separat săptămâna viitoare, să facem și noi vă prezentăm punctul nostru de vedere cu toate demersurile. E corect să cereți punctul de vedere al unității administrative teritoriale. Domnul director, nu se poate ca atunci când ai budă în fundul curții, tu să nu vrei canalizare. Nu este normal, nu este, nu, că nu este logic, nu e normal, nu e... Higienă. Adică... Evul mediu întunecat? Ia mă, a doua întrebare. Mai era ceva trecând peste latura asta puțin comică. Ce vă recomandă? Aveți proiecte, ați obținut foarte mulți bani europeni. Ce vă recomandă și celor care aici? Eu... Să înceapă să ia și ei. Secretul dacă îmi permis să convertesc puțin întrebarea, secretul este simplu. În primul rând, este conlucrarea strânsă, nu se poate fără o conlucrare strânsă cu unitățile administrative teritoriale care operăm. Pentru a ne mișca foarte repede, că este factorul timp. Asta este primul secret. Și statul Domnului, cu excepția de care am discutat anterior, am avut această conlucrare și vă mulțumesc tuturor, indiferent domnul primar de la Fustea, este primar PNL. Deci atenție! Noi nu am făcut politică. Politică. Apa este fără culoare politică. Incoloră. Da. Deci acest lucru este foarte important și al doilea lucru important este organizarea operatorului regional. Noi avem cea mai bună organizare din România. Am sesizat că aceste proiecte înseamnă cantități la modul concret, fizic. Imense de documente. Și aș vrea să vă invit săptămâna viitoare să vedeți toate documentele din postul de mediu, care stau în vreo 10 încăperi cât asta de mare, suntem obligați să le păstrăm ani de zile, o pagină dacă dispare, este caz de neeligibilitate, ne-a banii de rând. La câte camere asta a ajuns cu imi? Deci, și al doilea este echip. Noi suntem unicat în România, am făcut o direcție de fonduri europene. E foarte simplu, printr-o aplicație suplimentară, cea mai mare parte a salariilor acestor oameni de tot Uniunea Europeană. Și avem 6 unități de implementare. Toți ceilalți operatori din România au o singură unitate de implementare. Dacă vă aduceți aminte, cu siguranță vă aduceți aminte unii dintre dumneavoastră, acum câțiva ani de zile, negociatorul șef pentru partea aceasta de mediu al Uniunii Europene cu România, domnul Benoît Nadler, care în cadrul unei monitorizări pe care Comisia Europeană o făcea Ministerului de Specialitate la Constanța, l-am invitat să viziteze Raja. Și după ce a vizitat Raja și a prezentat organigrama structurii de fonduri europene, a ținut o conferință de presă pe aici, pe undeva, și a spus așa, și dați-mi voie, azi e ziua în care mai suntem și lipsiți de modestie. Era și presă centrală, televiziuni centrale, ziare centrale, locale, și a zis așa, dragi români, dacă vreți fonduri europene, clonați Raja. Există pe WWW. Deci, secretul constă în două ingrediente. O colaborare exemplară cu unitățile administrative teritoriale care sunt beneficiarele și în folosul căruia lucrăm și de care suntem angajați, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare. Și al doilea, organizare, care la noi este perfect. Dacă nu... Ce operator de aur cu capitalul românesc mai există în... Există. Există. Deci, operatorii regionali sunt astăzi 43. 43 de operatori regionali și care furnizează mai mult de 95% din apa, din serviciile de specialitate către populație.
În următorii ani vom asista, cum vă spun ca și președintele Asociației Urmeatei, vom asista la un proces de... se va face și acea regionalizare, nu putem să o mai vorbim mult, un proces de comasare a acestor operatori și vor fi, estimăm noi, maxim 10-12 operatori regionali în România. Și eu îmi doresc foarte mult, deci această dorință s-ar putea să nu fie prea prietenică mie așa, mai ales cu ce exprim, îmi doresc foarte mult ca printre Berliner, Vasă, Odiosies, Veolia, să fie și Raja Constanța. S-ar putea să nu fie bine că spun treabă. Eu am zis să fie și ei, Doamne ferește, să fie și ei, să stea în România. Dar să mai fim și noi. Da. Ce înseamnă acest protocol de primire și predare a investiției? Înseamnă așa. Înseamnă așa. Strânge asupra nu. Ce înseamnă asta? Înseamnă așa, că tot ce înseamnă sistem de apă, canal circulare, este domeniul public al statului, proprietatea UAT-urilor. Odată realizat, se predă UAT-urilor pe zona geografică pe care se află. Dar au fost preluate, era așa la un moment dat? Au fost construite feza. Astea sunt astea construite. Am terminat, le-am făcut procesele verbale de recepție finală, sunt în perioadele de garanții, mă rog, nu știu ce, se predau proprietarilor domeniului public, sunt ale dumnealor, le înregistrează în evidențele UAT-urilor și deci le dau în administrare nouă. Noi nu suntem proprietari de sistem, noi suntem administratori. Deci răspundeți să-i ocupați în continuare. Sigur. Păi, dar ce s-ar face acum UAT-ul X cu o stație de epurare? Haideți să ne despre darii la canal. De ce se vehiculează că este cel mai scump din țară? Deci, în primul rând, eu v-am explicat de atâtea ori că am obosit să mai explic. Nu este cel mai scump din țară. Noi fiind singurul operator regional care nu încasă apă meteorică. Chiar dacă, virgulă, unii colegi n-au 4,50 la apă, au 4,30, mai adăugați 9,96%, atât este, contravaloarea apei meteorice. Vă aduceți aminte, dragi colegi, nu dragi colegi, iertați-mă că nu... asta se deasupra noastră. Dragi reprezentanți ai mass-mediei, vă aduceți aminte că după în 2013 vrem în casă mapă meteorică? Toamna. Nu, a uitat toată lumea. Toamna, da, toamna. Toamna din... Știu. Da. Păi, la tariful nostru noi nu mai adăugăm nimic. Toți ceilalți colegi din România adaugă 9,96%. Băi, vă dăm noi toate tarifele, mulțiți cu 9,96% și o să vedeți că suntem pe la jumătatea prețului la apă în România, în condițiile în care, din păcate, nu stăm la Brăila să luăm apa din Dunăre, nu suntem la București să luăm apa din lacul Mori, luăm de la 340 de metri, în medie adâncime. Și de acolo nu poți să o iei decât cu curentul electric, care vine factura. Bun, am înțeles. Și în celelalte UAT-uri, cine stabilește tariful? În toată area de operare a operatorului regional este tariful, conform legii. Iar tariful nu îl stabilește operatorul regional, este propus spre avizare și este o strategie de tarifare care v-am prezentat-o. În asemenea, proiectarea o strategie de tarifare care a fost aprobată de fiecare Consiliu Local și în momentul în care ea se aplică că a venit data de, este avizată de ANRSC, Autoritatea Națională de Reglementare. Vă aduc aminte că noi, ultima mărire de preț, nu aceasta de anul ăsta, o făcuse în 20 decembrie 2013, în condițiile în care a crescut factura de energie electrică, în condițiile în care au crescut prețurile carburanților, în condițiile în care a crescut salariul minim pe economie, cu toate condițiile. Și în condițiile în care, în conformitate cu legile României, nu că ne-a apucat pe noi, am fost obligați să cofinanțăm numai acest proiect, de exemplu, cu 56 de milioane de euro. Cu 20 de milioane de euro am cofinanțat ISPA. Toți banii ăștia trebuie dați în dărât. Și sunt dați în dărât prin tarif. Vreau să vă spun că la București investițiile le face Consiliul Municipal General.
nu le face operatorul de apă. Aici le facem noi, ne ducem și ne împrumutăm, v-am arătat documentele, v-am invitat. Nu există niciun împrumut de cofinanțare în România, dar poate le spuneți la oameni treaba asta. Nu există niciun împrumut de cofinanțare în România, luat în condiții mai avantajoase ca cel luat de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care, din păcate, nu e proprietatea lui bunica mea, nici a lui bunica Saferi, este o instituție financiară internațională, care e proprietatea 66 de state. Nu este o băncuță comercială unde te duci să aranjezi o treabă. Și noi am luat-o cu dobândă care nici nu știu să o spun, sub 2. Păi, fraților, sub 2 nu e 7,62 cu cât ia statul român când se împrumută. Dar și când iei sub 2, e partea asta sub 2 mititică. Dar trebuie să dai împrumut un dărât. Și de unde să-l dai în dărât? E bine că avem stații de epurare? E foarte bine. Le-am cofinanțat. E bine că am dezvoltat cu sute de kilometri sistemul de apă? E foarte bine, l-am cofinanțat. E bine că avem sute de kilometri de canalizare? E minunat, l-am cofinanțat. Dumneavoastră, probabil că vă aflați în situația mai puțin plăcută, că aveți credite la bănci. Nu e așa că vă obligă nenorociții să le dați în dărât? Și până noi ne obligă nenorociții să le dăm în dărât. Dar nu au fost luate Raja Constanța, nu are niciun euro al credit. Și nu a avut. Am luat această companie în anul 2003 în județul Constanța, jumătate din județul Constanța. E astăzi prezentă în 8 județe. Înglodată în datorii. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Intrați pe www. Pentru că suntem obligați în fiecare an în formă sintetică să publicăm bilanțul pe site-ul ANAF și îl găsiți. Sute de miliarde. Vorbesc în banii de 238 de miliarde datorii către furnizori, 62 miliarde datorii către RNL, 174 de miliarde credite comerciale luate pentru salarii și curent, asta am luat eu. Și neîncasarea 67%. 67%. Raja nu are niciun leu datorii către nimeni. Încheie fiecare an financiar conform WW, care puteți să-l vedeți pozitiv. Și dacă nu era cu finanțarea europeană, noi nu aveam nevoie de să ne ducem la vreo bancă. Pentru că o conducem cum trebuie. Facem management financiar pe centre de costuri. Apropo de management, cum vă expiră mandatul? S-a rezolvat, dar v-ați depus păi eu știu dacă, ieșit. Eu știu dacă se rezolvă. Păi spuneți-ne dumneavoastră ce s-a mai întâmplat. Păi nu facem politica asta. Dar nu e vorba de politică, e vorba de management. Eu, dacă vorbim de management, vreau să spun doar atât. Anul 2017, ca și an financiar, de-abia s-a încheiat. Au fost depuse de toate bilanțele. Anul care fusese încheiat financiar era anul 2016. Și v-am invitat aici și v-am... Există o firmă, se numește Deloitte. Deloitte. O secundă, dacă vorbim de management. Și această firmă Deloitte va audita în fiecare an toți agenții economice activi din România. Adică pe Gogoșerie, că-i Dacia Pitești, toți care depun bilanțul la ANAF. În anul 2016 au depus bilanțul la ANAF 485.613 agenți economici. Împreună cu ziarul financiar care a fost vectorul de publicare, Deloitte a procedat la auditarea acestor 485.000 de agenți economici pe baza bilanțelor depuse la ANAF pe o formulă de auditare. I-a așezat pe toți în ordine de la 1 la 485.000, pe locul 1 Dacia Pitești. Pe locul 2, nu știu dacă nu e OMV. Și i-a așezat pe toți în ordine. Raja Constanța se află pe locul 454 în România, între toți agenții economici. Că sunt de automobile, că sunt de carburanți, nu sunt băncile de aici. Că sunt de orice sunt, suntem pe locul 454. Ce mai vezi management? Programul operațional de mediu realizat integral. Ce mai vreți management? A cincilea ca valoare în România. Ăsta e managementul la Raja. Transparență totală. Principalele activități nu le facem cu terți. Cred că și asta e rău. Din 2006 avem secția noastră de construcții. Da? Și ne facem totul singuri. Pe toate clădirile, de aici, de la Onești, de la Stovozia, de la Buftea,
veți vedea plăcuțe de granit pe care scrie clădire reparată capital sau construită în regie proprie. În regie proprie. De către Raja. De la garduri, rezervoare, geamurile, toate ni le facem singuri. Clădirea asta reparată capital de Raja. Păi eu zic că sunt toate argumentele unui management extrem de performant și nu văd de ce n-ar fi confirmat în continuare. Tu ai vreo informație că se dorește să nu fie confirmat? Nu, e un proces laborios, știi, cum a zis domnul președinte. Mai ne gândim, mai citim. Mai citim, mai ne gândim. Trebuie să se termine la sfârșitul lunii iulie. Iulie. Da. Tot. Da. Acum e la modă, cititul și gândim. Poate să funcționeze Raja și fără stroie? Dar România n-a funcționat fără... Întreb? Sigur că da. Ok. Dar nu așa. Și cred că mai bine. Păi da. Alte întrebări. Realitatea. Nu operațional sectorial s-a încheiat. Da. Deci nu, astăzi s-a încheiat. Da, să trăiți. Toate... Da, să trăiți. Așa. Și mai spuneți-mi mie câți oameni aveți angajați numai pentru proiecte europene. Ei, dați-mi voie să vă spun ceva. Că mi-ați ridicat mintea la filo, nu știu ce să vă întâmplați. Trebuie să ai de partea mea. La Academia de Științe Economice și la alte universități care dezbat, au un curicul asemenea discipline, există un indicator care se numește ponderea, ca să discutăm management, nu discutăm, ponderea cheltuielii salariale pe total cheltuială întreprindere. Adică, domnule, ai venituri și cheltuieli, ca să reducem, da? Pe total cheltuieli, din total cheltuieli, cât este cheltuiala salarială? Este dată la ASE că ar fi ideală să fie 26-28%. Toți operatorii de utilități din România sunt la 46-48%. Operatorul Raja Constanța și asta reiese din bilanț, a fost o minți, și la 26%. Și aceste investiții, automatizările, organizarea foarte bună. Deci suntem la 26%. Mai puțin nu se poate. Că trebuie să funcționeze. Dacă am dat deoparte cei 230 de salariați de la secția construcției, dar care construiesc de 3-4 ori mai ieftin decât terții, și prin ceea ce au făcut își scos salariile cu brio și rămân și economii în întreprindere, dacă dăm la o parte și pe cei 104 salariați, variază până la 111, unii sunt pe durată determinată. Am fi la 22-23%. Dar cei 230 de salariați de la secția construcției, de exemplu, 5 sunt TESA, pentru că trebuie să facem toate documentele care face o firmă de construcții. N-avem voie să prestăm pentru terți. Prin lege, doar pentru noi. Din aceștia, două detașamente de 20-50 de oameni sunt, fac lucrări de apă și canalizare. Noi, după ce terminăm fonduri europene, nu lucrăm cu terți, nici la canalizare. Altă bucurie pentru mulți. Cum nu lucrăm astăzi la construcții. Și 175 de salariați fac, atenție, peste tot doar 5 TESA. Fac, repară rezervoarele, fac rezervoare, repară clădirile, fac clădiri, fac garduri. Eu mă gândesc că pe bulevardul Aurel Vlaicu, dacă e bulevardul Aurel Vlaicu, trebuie să nu fie sârmă ghimpată ca la Poarta Albă, da? Sunteți de acord cu mine? Acolo este stația de tratare sanitară a apei orașului Constanța. Și când zici tratare sanitară, mă gândesc că e unitate sanitară și trebuie să fie mai curat ca la spital. Și vă invit să faceți o comparație, una viitoare. Vă invit, vă promit că vă invit la o cafea, la stația de tratare Palas. Și pe urmă ne uităm, că acum se vede pe un sat, ne uităm la ce stație de tratare vreți dumneavoastră din România și din Germania. Și cea mai ok și impecabilă, o să constatați că este din nou asta de la Constanța. Și vă invit, vă rog, luna iulie, la sfârșitul lunii, să mergem împreună acolo. Și să fiți de acord cu mine că pe bulevard nu poate să fie gardă sârbă ghimpată. E făcut de Raja Constanța. Raja Constanța își face și termofanul singură, 7 salariați.
Raja Constanța își face și fierul forjat singură. Cumpără bățul de fier, bară de fier și domnul... Este aici Aurel? Da. Domnul Presură, care... Când dracu am făcut atelierul de fier forjat? Acum vreo... 10 ani. 10 ani. Te-aduc aminte că așa ne-am hotărât după amiază, bombonea Aurel. Numai asta nu mai pot să fac până acum. Și de asta Aurel, după niște de asta de Aurel, este inginer de mecanică fină, dar are cunoștințe de... Și a dus Aurel. S-au închis întreprinderi și am luat la mâna a doua niște utilaje din astea, forje, nu știu ce dracu am mai luat, și ne facem singuri și gardul de fier forjat. Dar din păcate nu putem să lucrăm pentru terți. Din păcate nu ni se dă voie să îmbutiniem apă plată, v-am mai povestit și nu luptăm să modificăm legea, apă plată nu au voie să îmbutinieze decât Coca-Cola. Iar am zis una care nu trebuia să o zic. Vrem să îmbutinem și noi apă plată, să o ducem la restaurant. Că dacă dăm apă la populație, înseamnă că știm să dăm și la restaurant. Să ducem în Dubai. Și să plătim cu apa plată. Cum să ducem în Dubai? Vă luați după vrabie că vindem apa în Dubai? Și dacă am vinde apă, dacă România avea apă de vândut în Dubai, ce dracu ar fi rău în asta? Iertați-mă. Eu am făcut un calcul cu colegii mei care... Este cea mai minunată echipă. Nu-i meritul meu la plăcea aici. Merg pe echipă. Nu poate am știut să-i văd. Dacă îmbutinem apă plată și suntem gata, nu au fost repiese acum, că mă zbat în jumătate. Cum am bătut cu TVA-ul, că să știți că TVA-ul la apă e meritul meu. Da, da. Și cât am luat-o eu în barbă cu TVA-ul. Vom da împrumutul la bancă din apa îmbuteliată. Și nu o să mai mărim prețul 14 ani. Merităm să ne sprijiniți în demersul ăsta? Hai să îmbutinem apă plată, că dacă mă gândesc eu așa, cu cât mă duce pe mine capul, domnul director general Mihai, mă gândesc eu așa, dacă lui ăla îi convine să o, adică, să o aducă de la Vatra Donei până la Păritora, sau de la Izvorul Alb, sau Minunilor, de la Oradea, de la Rieni, înseamnă că e rentabil, bă, frate. Dar cine vă oprește? Legea, draga mea. Legea, draga mea. Uite, Irina, te rog, mă auzi, Irina? Te rog frumos să dai la presă extrasul din lege care împiedică pe operatorii John chipurile ca să nu denatureze exercițiul financiar. Îi împiedică să buterizea. Legea românească, dragă. Dar cine vă pentru modificare? Păi, dragostea vieții mele, de trei ani jumătate fac demersul. Cu TVA-ul am izbândit în 4 ani. Sper că tot în 4 ani termin și cu asta. Ține și de apa mării și vă lăsăm în oraș. Cu apa mării ce sunt? Va fi curată. Domnul Chitu, mai e aici? Am plecat care treabă. Vă rog să puneți la dispoziție, dragii mei colegi, buletinele de analiză făcute de Direcția de Sănătate Publică, nu are noastre. La stațiile de epurare. Este de o calitate impecabilă apa mare. Nu apa de la robinet, ați spus dumneavoastră. Apa de la robinet. Deci, acesta este blocul. Repet încă o dată. Acesta este blocul unde noi venim cu apa. Aici, la intrarea în bloc, este branșamentul. La acest branșament, apa este mai curată ca la izvor. Blocul este proprietate particulară. Și dacă are 50 de ani, și dacă are 50 de ani și are și proprietari de 82 de ani, înseamnă că instalațiile lui interioare, alea din apartamente, ca și fațadele, nu prea sunt înlocuite și reparate la timp. Conform legii, eu răspund de calitatea aia până la intrarea în imobil. Dar așa cum casa dumneavoastră vă reparați dumneavoastră, și casa bloc trebuie să-și repare proprietarii. Noi am făcut experimentul la vreo 7 ani de zile în care vara am montat corturi și v-am invitat să vedeți ce apă dăm la intrarea în bloc. La etajul 7 nu mai e problema mea. În afară de stație de epurare, domnul Stroie, da. Prin care se deversează apa în... Nu se deversează apa. Atenție, astăzi, să vorbim deci de Constanța, da? Da. Nu se deversează niciun litru de apă în niciun fel de emisar, inclusiv Marea Neagră, decât prin stații de epurare. Și dacă se deversează prin stații de epurare, vă garantez că este de o puritate extraordinară. Deci alte soluții, adică modalități nu mai există. Nu există conducte care să se ducă în mare...
dacă mai apare câte un caz izolat, cum a apărut anul trecut de exemplu, s-a dovedit că era unul care construia un bloc, că era un cârciumar care lovise insolația. Raja, o spun apăsat, în județul Constanța, care e terminat, care e finalizat din punctul ăsta de vedere, câteva întregi, nici măcar un litru la propriu de apă, nu iese decât prin stație de epurare. Pentru care garantați? Cu cap. Okay. Îi pun capul în poala asta și poți să-i mântați. Și în poala care mântați. Să rămână, să trăiți, hai că-ți dau o cafea.